Sufletul a fost de-a lungul secolelor și continuă să rămână o temă fundamentală pentru mistică, pentru gândirea filozofică, dar și pentru știință. Această forță misterioasă care ne dă identitate fără de care n-am putea afirma că existăm, care ne umple de emoție și care până la urmă creează câmpul conștiinței noastre. Continuă să fascineze. Vă propun în această ediție să panoramăm subiectul din toate perspectivele cunoașterii. Să începem cu misterul morții, temă fundamentală. Pentru că inevitabil, dincolo de certitudinea că vine un moment în care funcțiile vitale ale corpului fizic se opresc, se naște întrebarea ce este și ce se întâmplă cu sufletul. Mesajele celor care au trecut prin moarte clinică care sunt foarte asemănătoare, mai toți descriind perceperea unei lumini intense, senzația de levitație, trecerea printr-un tunel, întâlnirea cu cei dragi decedați deja, îmbrățișarea unei ființe de lumină, etc. au fost puse multă vreme pe seama unei hiperactivități cerebrale în condițiile lipsei de oxigen. Însă, în anul 1975, publicarea unei cărți, Viața de după viață, a lui Raymond Moody, a adus noi dovezi că sufletul există, făcându-i chiar și pe cei mai sceptici dintre specialiști să reconsidere principiile materialismului care postulau că după moarte nu urmează nimic iar în 2001 cardiologul olandez Pim van Lommel a adus una dintre dovezile științifice irefutabile care a desfințat opiniile de celor care continuau să clameze că este vorba doar de halucinații provocate de perturbarea activității creierului el a demonstrat prin mai multe rapoarte că la momentul morții iminente creierul nu prezintă niciun fel de activitate Medicul american Duncan McDougall a făcut o serie de experimente la începutul secolului al XX-lea, care, pe baza unor observații și măsurători făcute pe pacienții aflați în stadii terminale, cântărindu-i înainte și după deces, a putut constata că sufletul ar avea materialitate, că ar cântări 21 de grame. A fost și un film de mare succes în acest sens, undeva prin anii 90. O ipoteză ar fi că sufletul este alcătuit din particule de plasmă, un fel de materie întunecată precum cea care înconjoară pământul încă de la formarea lui și din care s-au dezvoltat diverse forme de viață. Când omul se stinge, susține doctorul Becker Martens, cel care a lansat această teorie, sufletul se întoarce în materia din care s-a născut, adică în haloul terei. În 1996, doi eminenți oameni de știință, Stuart Hameroff, fizician, și Roger Penrose, profesor de fizică matematică la Universitatea Oxford, au pus bazele unei teorii cuantice a conștiinței, susținând că atunci când oamenii mor, sufletul nu moare, ci se întoarce în univers. În opinia acestor specialiști, creierul uman este un fel de computer biologic, iar conștiința un fel de program care continuă să existe după moarte. Sufletul, spun aceștia, este conținut în celulele creierului uman, în niște structuri pe care le-au numit microtubuli, o componentă a citoscheletului, adică o structură subcelulară care conferă celulei forma specifică și susținerea. Mai mult, cei doi specialiști susțin că ceea ce oamenii numesc conștiință este de fapt efectul gravitației cuantice asupra microtubulilor, proces pe care ei îl numesc Orchestrated Objective Reduction, atunci când cineva intră în faza morții clinice, microtubulii din celulele creierului își pierd starea cuantică, dar păstrează informația pe care o conțin. În documentarul Wormhole, Gaura de vierme, difuzat de Science Channel, doctorul Stuart Hameroff explică astfel un asemenea fenomen. Citez: "Să presupunem că inima încetează să bată și că sângele încetează să curgă." microtuburii și pierd starea cuantică. Informația cuantică din microtuburi nu se distruge, nu poate fi distrusă, se disipează în univers. Dacă pacientul este resuscitat, reanimat, informația cuantică se poate întoarce în microtuburi, iar pacientul declară am avut experiența morții iminente. Dacă pacientul nu mai poate fi resuscitat, informația cuantică rămâne în afara corpului fizic, indefinit, precum sufletul. Vedem așadar că omul tot caută răspunsul pentru a înțelege acest principiu vital, spiritual, transcendent și imanent. Oamenii de știință moderni nu mai resping acest concept cum o făceau secolul trecut, dominat de gândirea materialistă. Astăzi, cu ajutorul domeniului cuantice, prin experimente și tot felul de analize, există din ce în ce mai mulți gânditori raționali care afirmă fără putință de tăgadă că dincolo de lumea noastră materială există un câmp al conștiinței care se poate numi suflet. În concepția iudeo-creștină, sufletul este suflul vieții veșnice a lui Dumnezeu, primit de primii oameni, însă marcat de păcatul originar și căderea în moarte, adică în materie, Teologii susțin că mântuirea este colectivă prin sacrificiul lui Isus, dar și individuală prin botez, unde este șters păcatul strămoșesc. Sufletul este însoțit de liberul arbitru, de aceea problema răului în lume este o opțiune și nu un dat. Religia hindusă numește Sufletul Atma scânteie divină localizată în inima omului, care este totodată și sediul conștiinței. Această energie dumnezească din om, după moartea trupului, se întoarce în purușa, termen ce poate fi tradus ca sufletul universal. Budiștii consideră că sufletul individual este oglindirea spiritului universal, care este supus carmei adică raportului cauză-efect, și că se poate elibera în nirvana prin renunțarea la luptă și depășirea tuturor iluziilor acestei lumi. Întreaga filozofie grecească a fost preocupată de originea sufletului. Platon scrie într-unul din dialogurile sale numit Fedon că există mai multe niveluri pe care sufletul individual îl parcurge în timpul vieții pentru a atinge în cele din urmă forma sa ideală, care este o oglindirea lui Dumnezeu. Un prim nivel ar fi al dorințelor inferioare, somn, foame, al doilea al furiei, partea irascibilă a ființei, al treilea al pasiunilor și al patrulea al raționalității, adică acea parte divină nemuritoare. Aristotel, în lucrarea despre suflet, scrisă în jurul anului 330 înainte de Hristos, susține că sufletul și trupul reprezintă un tot, aceeași substanță indefinibilă și indescriptibilă a cărei materie este corpul, iar forma, entelehia, scopul lăuntric și care parcurge în dezvoltarea sa mai multe trepte, nutritivă, asimilarea influențelor din lumea exterioară, senzitivă, imaginația, plăcerea, durerea și așa mai departe, motrice, etapa intermediară între dorință și intelect și în cele din urmă dimensiunea rațională. Semantic vorbind, conceptul suflet are legătură cu latinescul anima, care înseamnă a anima, a da viață, cu grecescul psihe, care înseamnă viața în trup, și cu ebraicul nefeș, care înseamnă respirația lui Dumnezeu. Noi românii am moștenit acest cuvânt de la latinescul suflitus, care înseamnă respirație. Am vorbit postarea trecută despre suflet și ceea ce se întâmplă cu el după moartea trupului. Astăzi vă propun o temă conexă, conștiința, care până la urmă este câmpul de manifestare al sufletelor noastre. Și așa, cum v-am obișnuit, vă propun o trecere în revistă prin abordarea subiectului atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere filozofic, științific, adică laic, pentru a înțelege și mai bine conceptul. În linii mari, conștiința privită din punct de vedere religios este legată de o morală comună tuturor oamenilor, de divinitate și de nostalgia unei lumi pierdute, numită rai nirvana, paradis, unde toate sufletele trăiau fără de păcat și mai ales fără nicio remușcare. Încă din cele mai vechi timpuri, conștiinței se mai spunea și vocea interioară sau lumina interioară care intervenea de fiecare dată când omul era pe cale să comită o abatere de la lege sau o greșeală morală. Filozofii greci cu pregădere socrate au numit conștiința facultatea sufletului de a discerne între bine și rău, între adevăr și iluzie. Interesant este că și în tradițiile literare ale Upanishadelor, Brahma Sutra și Bhagavad Gita, conștiința este abilitatea de a discerne binele de rău, la care un suflet ajunge după ce a parcurs și înțeles karma, adică legea cauzalității, pe parcursul mai multor experiențe. Pentru vechii hinduși, misiunea finală a omului era atingerea conștiinței pure, divine, în care binele se manifesta plenar asupra tuturor ființelor, fără așteptarea vreunei recompense, unde iubirea devine eternă și astfel, prin această atingere dumnezească, omul învinge moartea. Conștiința apare de asemenea în budism. După ce revine din lunga meditație asupra condiției umane, Buddha atașează aspectele pozitive ale conștiinței unei inimi pure și unei minți liniștite, devenind astfel cea mai mare putere spirituală în starea de conștiință perfectă, strălucesc trei virtuți dumnezeiești în om, compasiunea, generozitatea și toleranța. Buddha spune că ceea ce îl împiedică pe om să atingă această stare numită iluminare sunt vicile, dintre care cele mai grele sunt mândria și plăcerile trupești. Conștiința se manifestă astfel în budism ca o iubire lipsită de egoism pentru toate ființele vii care se intensifică treptat și se trezește la o conștientizare mai pură în care mintea se retrage din interesele senzoriale și devine conștientă de sine însuși ca un întreg unic. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 25-37, Iisus arată clar cum conștiința curată este mai aproape de Dumnezeu decât dogma, aceasta este pilda bunului samaritan, considerat eretic și disprețuit de către iudei, el ajută totuși un străin rănit, calificându-se astfel pentru viața veșnică prin compasiunea și mila față de suferința unui semen, iar preoții, păstrătorii legii, care ignorând această suferință au trecut pe lângă bietul om pentru că nu era de-al lor, au căzut în ochii lui Dumnezeu. Mulți creștini consideră că aș urma conștiința este mult mai important chiar decât ascultarea de orice fel de autoritate umană. Dacă Dumnezeu ne-a înzestrat cu conștiință și cu discernământ în a înțelege ce este bine și ceea ce este rău și dacă cu toții până la urmă avem remușcări atunci când greșim și ne îndeamnă inima să ne pocăim, mai trebuie să ascultăm de liderul religios, liderul politic, liderul militar sau liderul comunității. Iată o întrebare care însă pune foarte multe probleme legate de relația dintre cetățean și stat, dar pe noi nu ne interesează acest aspect, ci să urmăm până la urmă sau nu firul conștiinței individuale. Filozoful și medicul persan medieval, Muhammad Im Zakaria al Rakzi, credea într-o relație strânsă între conștiință, pe care o numea integritate spirituală, și sănătatea fizică. Omul ar trebui să-și urmărească cunoașterea, să-și folosească intelectul și să aplice dreptatea în viața sa. Filozoful medieval islamic Avicena, în timp ce era închis în castelul din Fardajan, a scris celebra sa lucrare Omul Plutitor care este un experiment mental menit să demonstreze conștiința de sine a omului și substanțialitatea sufletului. Ipoteza sa fiind că prin inteligență, în special prin intelectul activ, Dumnezeu comunică adevărul minții, adică conștiinței umane. Conform sufismului islamic, Allah prin conștiință ghidează oamenii către amintirea chipului Dumnezeesc din om. O noțiune idealistă similară a fost exprimată în scrierile lui Joseph Butler, care susținea despre conștiință că este dată de la Dumnezeu și că ar trebui întotdeauna ascultată. Este intuitivă și ar trebui considerată monarhul constituțional și facultatea morală universală. Filozoful Immanuel Kant considera conștiința critică ca fiind o instituție internă în care gândurile noastre se acuză sau se scuză reciproc. El a spus că oamenii maturi din punct de vedere moral descriu adesea mulțumirea sau pacea sufletească după ce și-a urmat conștiința pentru a îndeplini o datorie. Și Henri Bergson considera că starea de conștiință depinde de nivelul de dezvoltare a personalității, de cultură, moralitate, de atitudinea față de profesie, față de sine ca profesionist sau în devenire. Bergson a dezvoltat ideea că orice conștiință de fapt înseamnă alegere. Sigmund Freud a considerat conștiința ca provenind psihologic din dezvoltarea civilizației, iar consecința nerespectării conștiinței noastre naște vinovăția, care poate fi un factor în dezvoltarea nevrozei. Freud a susținut că atât super cultural cât și cel individual au creat cerințe ideale stricte în ceea ce privește aspectele morale ale anumitor decizii, iar nesupunerea provoacă frica de conștiință. Evident, subiectul este mult mai dens și mult mai complicat. Eu nu am făcut altceva decât să trec în revistă câteva dintre abordările clasice, religioase, filozofice și ale câtorva oameni de știință despre problema conștiinței. Însă, ceea ce putem ști cu siguranță până acum este că acest câmp de manifestare, localizat undeva în afara ființei sau poate chiar în lăuntrul ei, E ca o voce interioară care nu ne părăsește niciodată. Este exact ca în bazbul acela superb cu Pinocchio și vocea conștiinței sale, greerașul Jiminy. Am început în noul an o serie de postări despre suflet și despre conștiință. Mi se pare foarte important să continuăm astăzi să vorbim despre psihosomatică, știință care se ocupă de influența gândurilor și a emoțiilor asupra stării de sănătate. Subiectul este perfect documentat în medicina tradițională chineză, veche de peste 2000 de ani. De el s-a ocupat însuși Sfântul Maxim Mărturisitorul și este admirabil explicat de bioenergeticianul rus Sergei Nikolaevich Lazarev. În esență, boala are ca principală cauză influențele psihoemoționale. Apoi ea începe să se manifeste energetic, afectând în cele din urmă structura biologică a corpului. Strămoșii noștri daci, conform scrierilor lui Strabon, știau că vindecarea începe de la suflet, care este sediul cauzalității tuturor bolilor. Astăzi medicina modernă nu mai poate face abstracție de acest domeniu extrem de vag, de abstract, care este sufletul omenesc. Psihosomatica urmărește eliminarea blocajelor din subconștient, considerând că toate traumele, programele și autoprogramările negative sunt generatoare de boli gândurile agresive și emoțiile puternice reprimate de-a lungul timpului se transformă în forme de energie care atacă sistemul celular și se manifestă precum cancerul care cuprinde în cele din urmă tot organismul. În lumina celor mai recente descoperiri ale de psihosomatice, îndemnurile spirituale, când cineva îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ, nu răspunde la rău cu rău sau iartă pentru a fi iertat, Capătă înțelesuri concrete în procesul de vindecare. Astăzi știm că tot ceea ce gândim, exprimăm și felul în care acționăm între noi și față de noi înșine sunt practic niște programe energetice care ne conectează cu câmpul planetar. Frecvențele înalte ale binelui și cele joase ale răului devin astfel niște coduri care ne leagă pe toți la oaltă. Cu toții cunoaștem măcar un individ căruia nu iese niciodată nimic. Care este parcă bântuit de ghinion, este urât, invidiat, detestat de alte persoane. În câmpul nostru informațional există programe pe care noi își ne le facem prin atitudinea pe care o avem față de propria ființă, dar mai ales față de ceilalți. De aceea întotdeauna ura naște ură și iubirea iubire Trebuie să înțelegem în primul rând că boala este un prieten pentru că ea îndeplinește mai multe funcții. Prima este cea de avertizare, a doua este cea de oprire a activității care împiedică dezvoltarea noastră normală, iar cea de-a treia reprezintă eliminarea mecanismelor care permit răspândirea informației negative, iar noi suntem cu toții interconectați. Principalul dezechilibru generator de boală este între părinți și copii. Lazare susține că soarta și caracterul viitorului copil se formează în câmpul infoenergetic al părinților chiar înainte de concepție. În momentul nașterii, ele deja există și îi determină viitorul. Dubile dacă să fie părinți sau nu, certurile în cuplu, constituie o demolare a desinului noului născut. Atunci când copilul este bolnav, părinții trebuie să se gândească și la sufletul lui, nu doar la vindecarea fizică. Supărările, reproșurile trebuie eliminate deoarece starea sufletească a părintelui influențează starea sufletească a copilului. Alți factori perturbatori sunt judecata față de ceilalți, vorbele urâte, intrigile, bârfele, gândurile negative. Când ne gândim la cineva se creează un pod energetic între noi și persoana respectivă. Atunci are loc un schimb de informație și energie. De aceea, orice gând rău reprezintă un atac energetic. Se spune despre depresie că este cancerul inimii. Orice gând autodistructiv, de vătămare, de sinucidere are un impact covârșitor atât asupra ființei, dar și asupra urmașilor, chiar dacă au trecut de atunci 3 sau 4 generații. Cea mai mică decepție, aproape insesizabilă, pe care părintele o poate simți în legătură cu copilul său, îl poate afecta grav. Mai ales în timpul maturizării sexuale, programele subconștiente trec în câmpul energetic și de multe ori apar disensiunile dintre părinți și copii. Orice dezicere de propriul copil poate costa ani mulți de reproșuri, certuri, angoasă, ură și dureri. S-a constatat că alcoolismul sau dependența de narcotice reprezintă un nivel scăzut de iubire de sine și că această stare apare de obicei din cauza unor frustrări și reprimări din copilărie. Sper să reflectăm puțin asupra celor prezentate și să înțelegem că, mai înainte de toate, cauza tuturor bolilor este de natură spirituală. Dacă funcționăm greșit din punct de vedere emoțional și mental, se creează așadar niște programe care ne pot afecta atât pe noi înșine cât și pe ceilalți, pentru că suntem cu toții interconectați. Putem schimba această paradigmă nefericită printr-o reevaluare a atitudinii noastre, atât față de noi, cât mai ales față de lume. Și să înțelegem că nu întâmplător există această vorbă de duh adâncă și care ne urmărește de-a lungul generațiilor, care spune iubirea vindecă orice. Dragii mei prieteni, vreau să mai zăbovim puțin și în această postare asupra psihosomaticii și să vorbim despre atașament. După ce a studiat și vindecat sute de pacienți, celebrul bioenergetician rus, Serghei Lazarev, trage o concluzie absolut tulburătoare. Orice formă de atașament, fie că este față de lumea materială, fie că este față de lumea spirituală, este generator de boli. Chiar el însuși, aflându-se cu niște ani în urmă într-o situație foarte gravă la granița morții, a înțeles că Dumnezeu îi transmite prin această suferință un mesaj. Vindecarea lui Lazare va început odată cu dispariția atașamentului său fals spiritual, indus, cum am văzut, de tradiție și mai ales de propaganda religioasă. Iată ce scrie el. Am început să caut cauza și brusc mi-am dat seama că interpretam în mod greșit legile universale. De fapt, este periculos să te atașezi nu doar de valorile materiale, dar și de cele spirituale. Cu alte cuvinte, lumea materială și lumea spirituală sunt două fețe ale aceleiași monede, iar Sufletul le unește. Iată de ce nu e bine să te închini nici la valorile materiale, dar nici la cele spirituale. Despre atașament, Lazare va afirmă că dă naștere la dependență și agresivitate, iar agresivitatea interioară atrage după sine neplăceri și boli. Și atunci a înțeles că dacă nu interpretează corect legile Universului, s-ar putea să se îmbolnăvească și mai grav. Odată ce a înțeles porunca biblică să nu-ți faci chip cioplit, Lazarev concluzionează că în momentul în care omul divinizează la început sentimentele înalte, apoi bunăstarea, apoi banii și nevoile trupului, acest lucru reprezintă o idolatrizare de fapt, care mai devreme sau mai târziu duce la slăbirea totală a sufletului. Iar apoi începe decăderea. Dacă omul continuă să se agațe de dorințele, instinctele, trupul și conștientul său, decăderea devine ireversibilă. Întreaga doctrina vindecării după metoda lui Lazarev se reduce la ideea că în momentul în care sufletul se atașează de ceva, omul începe să aibă probleme de ordin spiritual sau fizic. Într-o astfel de situație poate începe decăderea sufletului și omul va deveni fie invidios, fie răutăcios, meschin, supărăcios, etc. Bolile sufletului sunt lăcomia, invidia, ura, supărarea, judecarea, tristețea, regretul și teama. Iar ele toate apar atunci când noi transformăm mai întâi iubirea în atașament și apoi în patimă. Putem trage așadar concluzia că neacceptarea faptului că există un singur Dumnezeu universal, care este Părintele nostru al tuturor, creează agresivitate, creează impulsuri negative și mai degrabă desparte oamenii decât îi apropie. Iar Lazarev. Vorbește despre boală ca despre o despărțire spirituală de coabitarea cu bunul Dumnezeu. Un indiciu al faptului că suntem atașați de lume este agresivitatea exterioară și interioară, problemele cu care ne confruntăm, și cu cât este mai puternic atașamentul, cu atât este mai puternică și agresivitatea subconștientă, iar prin urmare, cu atât mai tare noi ne atragem nenorocirile, bolile și problemele. Iată ce spune Lazare. Conștientul nostru este separat de energia universală. De aceea, dacă noi ne închinăm omului apropiat sau muncii, la nivelul minții al conștientului, acest lucru nu este periculos pentru univers. Trupul și conștientul nostru nu au dimensiuni universale, pe când sufletul are. Și atunci când închinarea la ceva începe să pătrundă adânc în suflet, mai bine zis în subconștient, care este componenta principală a sufletului nostru, atunci universul reacționează instantaneu. Atașamentul înlocuiește, de fapt, iubirea pură și lasă în locul ei Patima. Patima n-a dus niciodată omul către ceva bun, ci de fiecare dată l-a despărțit de propria lui familie, de propriul său grup, chiar uneori de propriul său popor, dar cel mai rău l-a despărțit de adevăratul Dumnezeu care este universal și bun și generos cu toată lumea, fără să excludă pe nimeni. Iisus Hristos a spus foarte clar că nimic din ceea ce este în lumea aceasta trecătoare nu merită atașamentul nostru, ci că noi ar trebui să căutăm cu toții împărăția lui Dumnezeu, care se află dincolo de lumea materiei, dincolo de orice formă de atașament, adică de orice formă de patimă. Doar așa ne vom putea găsi cu toții pacea. Este destul de greu de acceptat, deși este în rezonanță cu toată spiritualitatea lumii, ideea non-atașamentului față de viață, care oricum este trecătoare. E suficient să curgem odată cu ea. Iubindu-L pe Dumnezeu din tot și toate și mai ales să ne controlăm dorințele și instinctele fără ca însă să ne închinăm lor. Trebuie să învățăm să iubim fără să așteptăm vreodată ceva în schimb. Dacă vrem să facem o lume mai bună, ar trebui pe rând și împreună să înțelegem că Dumnezeu nu poate fi ținut captiv în nicio formă, în nicio religie, în nicio dogmă, în nicio părere pasională despre El, pentru că El ne aparține deopotrivă tuturor și El pe toți ne tratează ca pe fiii săi. Când vom vindeca acest atașament chiar spiritual, această patima noastră de a crede că doar noi avem dreptate, iar ceilalți eminamente greșesc, abia atunci se va așterne asupra noastră pacea binecuvântătoare despre care vorbea Mântuitorul nostru, Isus Hristos, când a spus, pacea mea vă dau vouă. Este singura certitudine, nu poate fi ocolită, vine neanunțată este reală și este universală. Pentru creștini, prin mântuire, moartea este trecerea către adevărata viață care este veșnică. Pentru budiști, moartea este fie tranziția către nirvana, raiul desăvârșiților, fie intrarea în samsara, roata reîntrupărilor. Iar pentru mulți dintre materialiști, moartea este sfârșitul absolut. Așadar, subiectul morții este poate cel mai complex dezbătut vreodată de om de la începuturile istoriei sale. Pentru astăzi vreau să vă recomand o carte tulburătoare, Barto Todol, Cartea a Morților, care a apărut în limba română la editura Herald. Conform învățăturilor budiste, starea de veghe constantă, pe care noi o numim conștiință, se găsește în sufletul fiecărei ființe vii. Ea vine de la Dumnezeu ca esență și se modifică la fiecare individ prin karmă, adică prin suma alegerilor libere pe care le face. Tibetanii cred că această conștiință pură transcede nașterea și moartea și că în timpul vieții fiecare dintre noi ne confruntăm inevitabil cu suferința bolii, a pierderii, a bătrâneții și în cele din urmă a morții. Budismul a fost adus în Tibetul Himalayan acum 3000 de ani de către marele înțelept indian Padma Samhava, care a și scris cartea tibetană a morților ca pe un ghid pentru cineva aflat în pragul morții. Textul explică cum, prin recunoașterea stărilor mentale și a suferințelor fizice implicate în proces, putem intra în contact cu esența propriei noastre naturi. În acest fel, e posibilă eliberarea de confuzie și frică. Când cineva moare, Bardo Todol, Cartea Tibetană a Morților, este citită zilnic timp de 49 de zile. Conform învățăturilor ei, conștiința decedatului zăbovește între viața asta și următoarea etapă iar în această perioadă el poate auzi, așa că textul este citit cu glas tare pentru a-l încuraja și călăuzi în noul univers non-material pe care Sufletul său îl parcurge fie spre nirvana, fie spre reîncarnare. Iată un pasaj revelator din carte. O, fiu nobil, ceea ce se numește moarte a sosit acum. Pentru binele tuturor ființelor, recunoaște lumina clară din fața ta. Această lumină arzândă este însă și luminarea, este adevărata realitate, esența realității tale, recunoașterea și eliberarea sunt simultane. Cartea tibetană a morților descrie cum în momentul decesului conștiința este separată subit de elementele ce alcătuiau viața materială. Mintea și experimentează eliberarea prin lumina albă, pură și iradiantă. Atât viața cât și moartea, susține textul, sunt flux continuu de tranziții nesigure, numite bardo. În aceste stări intermediare, dacă mintea nu-și recunoaște propria natură, devine tot mai compactă până ia o nouă formă de viață. O, fiu nobil, este timpul să scau scalea. Nu ești singur în drumul de ieșire din lumea asta. Toți cei pe care i-ai cunoscut au murit nu mai poți rămâne aici. Trebuie să gândești astfel, trebuie să renunți la acest trup și la această lume. Voi merge înainte, părăsim frica și teroarea și voi recunoaște tot ceea ce mi se va arăta ca fiind proiecții ale propriei mele minți. La începutul secolului 20, Evans Wentz, un american care a studiat la Oxford, interesat de reîncarnare, a făcut o călătorie în India unde a descoperit textul în tibetană a lui Bardo Todor. el a finanțat traducerea sa în limba engleză și totodată a anumit-o Cartea Tibetană a morților. Psihanalistul Carl Gustav Jung a spus despre această carte că a fost partenerul lui de o viață care i-a descoperit toate tainele sufletului. Este o lectură captivantă, terifiantă pe alocuri, care însă în final ne transmite tuturor un mesaj luminos legat de perenitatea vieții. Bardo s-ar traduce între două și reprezintă starea intermediară pe care o străbate decedatul din clipa morții până la eliberarea nirvana ori până la intrarea sa într-o matrice a renașterii. Ea durează 49 de zile simbolice, corelate cu 49 de zile terestre în care gurul sau maestrul spiritual al decedatului îndeplinește pentru el ritualul de decălăuzire prin Imperiul Morții. Există și Cartea Egipteană a Morților. Creștinii au în patrimoniul lor spiritual Vămile Văzduhului, texte care descriu în mod asemănător cu Bardotodol ce se întâmplă cu Sufletul după moarte. Însă, toate aceste lucrări ajung la o concluzie comună. În timp ce toate evenimentele vieții noastre sunt supuse relativității, moartea este singura certitudine inevitabilă. În concluzie, Bardotodol este un adevărat manual despre modul de a muri, probabil cel mai cunoscut, structurat sub forma unor texte foarte puternice care se citesc moribundului și mai apoi defunctului cu scopul precis de a-i ghida principiul conștient prin universul non-material, ușurându-i navigația și alegerile la care este permanent supus în ceea ce noi numim uzoar lumea de dincolo. Am pomenit întreagă data trecută când am vorbit despre Bardotodol și despre cartea egipteană a morților. Vă propun pentru astăzi să zăbovim ceva mai temeinic asupra ei. Tradus în limba română, papirusul funerar al lui Ani, de către editura Herald, ne permite accesul în cea mai intimă și profundă gândire a Egiptului antic. Herodot spunea că egiptenii erau la vremea respectivă cel mai credincios dintre toate popoarele lumii. Este clar că până la apariția creștinismului, egiptenii au demonstrat cea mai constantă preocupare față de moarte și a enigmelor ei, fapt ce și-a pus amprenta pe întreaga lor viață socială și spirituală. Marii preoți cunoșteau foarte bine puterea infinită a Logosului și credeau că prin anumite procedee magice și ritualuri secrete puteau controla călătoria sufletului către lumea cealaltă. Practic ei propovăduiau un Egipt etern, non-material, unde zeii trăiesc de apururi, invitându-i și pe cei mai virtuoși dintre oameni să locuiască împreună cu ei. Această idee s-a transmis mai târziu, devenind conceptul iudeo-creștin al Ierusalimului Ceresc. Lucrarea la care ne referim cuprinde corpul relativ mare de texte mortoare, care erau de obicei copiate pe suluri de papirus și depuse în înmormântările din regatul nou. Barry Kemp, profesor emerit de egiptologie la Universitatea din Cambridge, în cartea sa How to Read the Egyptian Book of Dead, cum să citim cartea egipteană a morților, scrie așa Cartea morților, prin intermediul vrăjilor sale, conferea posesorului puterea de a naviga cu succes pentru eternitate prin diferitele tărâmuri ale lumii subterane. Așadar, aceste texte îi pregăteau pe egipteni pentru viața de după moarte, Foy Scalf, șeful arhivelor de cercetare de la Universitatea din Chicago, care deține un doctorat în egiptologie, susține că vechi egipteni foloseau cuvântul pentru a desemna fiecare compoziție. Cuvântul este în general tradus prin vrajă sau rostire și este scris cu hieroglifa unei guri umane, deoarece termenul era legat de invocare. Capitolele cărții morților descriu unele dintre lucrurile pe care o persoană decedată le putea întâlni în călătoria sa spre Egiptul Etern, cum ar fi, de exemplu, ceremonia cântăririi inimii, în care faptele unei persoane erau cântărite în raport cu pana zeiței Maat, o zeitate asociată cu justiția, iar trupul defunctului putea fi renoit în viața de apoi, lăsând persoana să navigheze într-un loc cu, citez, zei, demon, locații misterioase și potențiale obstacole. Scopul acestor eforturi, de multe ori extrem de costisitoare, era depășirea barierii dintre viață și moarte și ajutarea sufletului defunctului de a ajunge în Egiptul etern. Iar pentru aceasta era absolut imperios invocarea logosului sfânt prin formule magice, prin care, în alții preoți egipteni, credeau că pot controla și chiar subordona. Fenomenul morții. Cel mai lung dintre manuscrisele de papirus are o lungime de peste 30 de metri, iar ultimele exemplare cunoscute au fost create în secolul 1 sau 2 după Hristos. Pe lângă ritualurile de pregătire ale trupului celui decedat în vederea efectuării călătoriei postume a sufletului ce se desparte de trup, se puneau un mormânt, texte conținând formule magice, cuvinte de putere, rugăciuni, un ghid care să-l îndrume spre a ajunge la ținta supremă, respectiv de a se odihni la sânul lui Ra în preajma lui Osiris. Și acest concept a ajuns până în profunzimile religiei iudeo-creștine, care ne vorbește de cei drepți care se vor odihni la sânul lui Avraam. Totalitatea acestor texte, scrise de obicei pe papirusuri, așezate în cutele bandajelor mumiei, alături de aceasta, sau inscripționate chiar pe una dintre fâșiile de pânză care îmbrăcau mortul, alcătuiesc, de fapt, Cartea Egipteană a Morților. Textele au fost publicate inițial în anul 1842 de către Carl Richard Lepsius. Imediat după publicare, cartea a stârnit controverse aprinse. Mulți cercetători au considerat-o rodul unei alienări la scară națională. Însă alții le-au acordat valențe ale unei metafizici savante, fiind fascinați de universul fantastic pe care textele le evocă atunci când descriu universul lumii de dincolo. În concluzie, am putea spune despre cartea egipteană a morților că este o adevărată culegere de texte funerare cu surse variate. Ele însoțeau în lumea de dincolo cele mai importante figuri ale Egiptului Antic de la faraoni în azi până la egipteanul de rând. Este pentru prima oară în istoria umanității în care vedem că există credința în viața de apoi. Dragii mei prieteni, după ce am văzut cum interpretează budiștii călătoria sufletului dincolo de trup în Barto Todol și după ce am parcurs cartea egipteană a morților, vă invit în această ediție să descoperim și interpretarea creștin-ortodoxă a despărțirii Duhului de trup în ceea ce Sfinții Părinți au numit Vămile Văzduhului, unde ca într-un veritabil tribunal Demonii acuză sufletul abia despărțit de trup de toate păcatele pe care acestea le-a săvârșit, însă apar și îngerii protectori care pledează pentru nevinovăția acestuia și pentru destinația către rai. Despre sufletele care părăsesc lumea materială a vorbit Sfântul Antonie cel Mare, tălmăcind o viziune pe care a avut-o în pustie, în care un demon foarte înalt, aflat la porțile raiului, îi dobora pe toți cei care aveau păcate grele. În filocalie, Sfântul Diadoh al Foticei spune Dacă deci nu ne vom mărturisi cum trebuie și pentru greșelile fără voie vom afla în noi în vremea ieșirii noastre o oarecare frică nelămurită, trebuie să ne rugăm și noi cei ce iubim pe Domnul ca să ne aflăm atunci în afară de orice frică, că cel ce va fi atunci în frică nu va trece slobot peste căpetenile iadului, fiindcă are ca și aceea în frica sufletului o mărturie a păcatului său. Dar sufletul ce se veselește în dragostea lui Dumnezeu, în ceasul dezlegării, se înalță atunci cu îngerii păcii deasupra oștilor întunecate, căci dragostea duhovnicească parcă îl înaripează, dat fiind că a împlinit fără lipsuri legea. De aceea, cei care ies cu o astfel de îndrăznire din viață, vor fi răpiți până în prezența Domnului, împreună cu toți Sfinții. iar cei ce se tem, chiar și numai pentru puțin în ceasul morții, vor fi lăsați în grămada celorlalți oameni, ca unii ce se află sub judecată, căci ei vor trebui să fie cercați prin focul judecății și așa să primească partea ce li se cuvine după faptele lor, de la bunul nostru Dumnezeu și Împăratul Isus Hristos. Atât în tradiția greacă cât și în cea slavă sau românească există mărturii despre vămile văzduhului în canonul Sfântului Andrei al Ierusalimului. Iată un pasaj din slujba la ieșirea grea a sufletului, în a șaptea. Miluiți-mă pe mine, îngeri preasfinția lui Dumnezeu, a toții torul, și mă izbăviți din toate vămile celor vicleni, căci n-am fapte bune să îndreptez cumpăna faptelor celor rele. Mărturii se mai găsesc și în canonul Mântuitorului și al Născătoarei de Dumnezeu la despărțirea sufletului de trup. Ajută-mă să trec fără împiedicare din pământul acesta, dinaintea stăpânitorului aerului, a vrăjmașului, păzitorul căilor înfricoșate și nemblânzitul ispititor. Ajută-mă să scap de duhul de barbare, să ies din vămile aeriene, spre a la cer, unde te voi preamări în veci, o Maica lui Dumnezeu. Când va veni vremea să mor, izgonește departe de la mine pe cărmuitorul cel amar al vameșilor și stăpânitorul pământului. Și în rugăciunea Sfântului Eustrație din Miezanoptica pentru Sâmbete se spune Și acum, stăpâne, să mă acopere pe mine mâna ta și să vină peste mine mila ta, că s-a tulburat sufletul meu și dureros îi este să iasă din acest ticălos și spurcat trup al meu. Ca nu cumva vicleanul sfat acelui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-un tuneric pentru păcatele cele făcute de mine. Milostiv fi mie stăpâne și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al viclenilor dragi, ci să-l ia îngerii tăi cei slăviți și luminați. Când mă vei judeca, să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia ca să măsur surpe pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și îmi fi mântuitor și sprijinitor. Cea mai detaliată și cea mai sistematică descriere a vămilor văzduhului apare într-o viziune a Sfântului Grigorie al Tracei, datată undeva prin secolul al X-lea. La fiecare vamă, demonii arată către răposat toate păcatele pe care acesta le-a săvârșit cu gândul cu vorba și cu fapta, dar într-un mod insidios introduc și păcatele de care acesta s-a sferit prin pocăință sau zmerenie. Tocmai de aceea, îngerul păzitor ia cuvântul în numele învinuitului, prezentându-și toate probele de apărare, în urma cărora poate marele judecător va mântui și va salva sufletul în rai. În viziunea aceasta, vămile văzduhului sunt enumărate după cum urmează. La prima vamă, sufletul este întrebat despre păcatele limbii, cuvinte de șarte, cuvinte de ochiate, bat jocuri și insulte. A doua vamă este cea a minciunilor, unde se cercetează nu doar minciunile propriu-zise, ci și încălcarea jurămintelor, a făgăduințelor față de Dumnezeu, luarea numelui în deșert. Ascunderea de păcate la spovedanie. La vama a treia se cercetează o sândire, clevetirea și judecarea aproape lui, batjocora și râsul de păcatele altora. Vama a patra este cea a lăcomiei, unde se cercetează prea multă mâncare, căderea în plăcerile trupești, patima îmbătării minții. Vama a cincea este cea a leneviei, în toate formele sale. Sufletul trebuie să răspundă pentru toate zilele și orele pierdute într-îndăvie, neîngrijirea de rugăciuni și de Dumnezeu. A șasea vamă este cea a furtului, unde sunt cercetate hoția și înșelătoria sub toate formele lor, de la cele mai însemnate la cele mai mari, pe față sau ascuns, cu sau fără violență fizică. Vama a șaptea este a iubirii de arginți, unde se judecă avariția, zgârcenia, dorința de a acumula bunuri și bani, nemilostenia. A opta vamă este cea a cametei, unde se cercetează cămătăria, cererea de prețuri prea mari și celelalte asemenea. Vama a noua este cea a nedreptății, unde se cercetează orice fel de nedreptate, mai ales judecățile nedrepte, mita, schimburile necinstite și practicile necinstite în afaceri, folosirea de greutăți false și alte feluri de nedreptăți strigătoare la cer, precum asuprirea săracilor, văduvelor și orfanilor, oprirea plății lucrătorilor sau defăimarea părinților spirituali și trupești. Vama 10 -a este cea a zavistiei, unde se cercetează orice fel de invidie, dușmănie sau răutate față de aproapele, vrăjmășiile, neiubirea de frați și de Dumnezeu. A 11-a vamă este a mândriei, unde se cercetează vanitatea, iubirea și lauda de sine, fățărnicia, nerespectarea părinților, neascultarea și toate păcatele născute din mândrie și din obișnuința păcatului. A 12-a vamă este cea a mâniei și irascibilității și a tuturor păcatelor care se nasc din acestea. Vama 13 -a este cea a pomenirii răului, unde se cercetează ținerea de mintea răului, resentimentele și răzbunare. A 14-a vamă este cea a uciderii, unde se cercetează nu doar uciderea propriu-zisă cu voie sau fără voie, ci și rănirea, bătăile, pruncuciderea, avortul, sinuciderea, precum și împingerea la uciderea sau sinuciderea, nu doar trupească, ci și sufletească. Vama 15 -a este cea a vrăjitoriei, unde se descopere toate formele de magie, vrăjile, ghicirea, chemarea demonilor, facerea de otrăvuri, superstițiile și toate cele legate de ele. Vama a 16 este cea a curviei, unde se cercetează toate formele de desfrânare trupească, dar și gândurile necurate, privirile și atingerile pătimașe. Vama a 17 este cea a prea curviei, unde se cercetează diferite forme de prea desfrânare, precum violul, adulterul și căderea în păcatul trupesc a celor care și-au închinat viața lui Dumnezeu. Vama a 18 este cea a păcatelor împotriva firii, a homosexualității, incestului și a celorlalte perversiuni. Vama a 19 este cea a ereziei, unde se cercetează îndoirea în credință, interpretarea ei greșită, blasfemia, apostazia și mai ales corupția preoțească. Vama a 20 este cea a nemilosivirii, unde se cercetează zgârcenia, cruzimea și împietrirea inimii și orice formă de înghețare a inimii față de nevoile aproapelui. În edițiile românești, precum cea a preotului Nicodim Mândiță, mai apar alături de aceste 20 de văm încă patru. însă trebuie să spunem că acestea nu se întemeiază pe viziunile sfinților părinți. Sper că această călătorie, din perspectiva ortodoxă a Duhului, către lumea de dincolo, să ne fie de folosință fiecăruia dintre noi. Doamne, ajută tuturor! Voi încheia seria postelor despre suflet, conștiință și ce se întâmplă după moarte, cu niște idei născute în plină revoluție tehnologică, când inteligența artificială ne provoacă tot felul de scenarii transumaniste. Vă rog să vă imaginați un megacomputer. Alimentat de toate paginile noastre de socializare, de toate site-urile și computerele din lume, care poate procesa cu o viteză uluitoare toate datele despre noi, despre planetă, despre sistemul solar și chiar despre întreg universul. Cu informațiile astfel obținute și analizate, acest uriaș computer controlat de inteligență artificială va putea vindeca boli, corecta gene, va previziona și rezolva conflicte, se va putea reproduce și în după cum dorește. Cu alte cuvinte, va deveni cea mai mare forță existentă pe pământ, dar va rămâne în cele din urmă un obiect. De ce? Pentru că nu are suflet, adică emoție, viață interioară, vise. Și atunci, poate fi oare mai important decât o biată și umilă ființă omenească? Vechii greci numeau tot ce este viu cu termenul de însuflețit, Toată cultura omului, toată tradiția sa, celebrau natura ca pe o meta vie, din care și noi facem parte. Poate că o ființă nu știe și nu înțelege atâtea cât poate meta-computerul gestionat de inteligență artificială, care rămâne totuși un obiect. Fiind însuflețită, ființa trăiește. Sufletul îi asigură viață, adică trăire. Obiectul poate avea eficiență, dar el nu trăiește. Există doar fizic. Roboții sunt programați să acționeze ca niște oameni, imitând omul, vorbind omenește, calculând, memorând cu mult peste posibilitățile noastre, întruchipându-ne. Sunt niște creații tehnice mult superioare nouă prin performanțele lor, dar niciodată identice cu omul, lipsindu-le sufletul. Astfel, un robot genial devine inferior unui om simplu, pentru că nu se poate înduioșa, nu poate simți durerea sau fericirea, nu este părtaș la lume datorită vidului emoțional care este consecința lipsei în sufletirii sale. Și acum vă rog să vă mai imaginați un lucru. Sunteți posesorul unui astfel de robot care a devenit o prelungire a dumneavoastră. Poate să facă toate treburile casnice. Vă poate vindeca asemenea unui doctor. Se comportă cu copiii dumneavoastră ca una dintre cele mai performante, bune. Vă poate asista, vă poate consilia și vă poate fi sprijin în toate chestiunile legate despre viață. Dacă la un moment dat se va strica, probabil veți suferi și veți plânge. Dar oare această pierdere se poate compara vreodată cu pierderea unei ființe dragi? Cât timp oamenii vor fi conștienți că, dincolo de biologic, energetic și informațional, există sufletul care are natură divină și nu umană, pericolul inteligenței artificiale rămâne redus. Însă, dacă vreodată va renunța la viața interioară, la emoție și empatie și se va lăsa păcălit de miracolul tehnologic, dorind să devină un biorobot cu performanțe extinse, un zeu tehnologizat, cum scrie Yuval Harari în Homo Deus, atunci pericolul va deveni o sumbră realitate rece, artificială, inumană. Și ca să înțelegeți că această realitate a început deja, vă supun atenției un interviu al lui Bill Gates dat postului CNN. Gates a prezis că inteligența artificială va ușura viața tuturor, arătând în special că îi ajută pe medici să-și țină în ordine actele, care este o parte a meseriei care nu le place. Putem face asta foarte eficient, zice el, deoarece nu este nevoie de mult hardware nou. Gates a spus că accesarea inteligenței artificiale se va face prin telefonul sau computerul pe care l-ați conectat deja la internet. Era mai zis că îmbunătățirile cu chat GBT4 de la OpenAI au fost dramatice, deoarece AI poate în esență să citească și să scrie, astfel că este aproape ca și cum mai avea un angajat care să fie tutore, să ofere sfaturi de sănătate, să ajute la scrierea codului, să ajute cu apelurile de asistență tehnică. Gates spune că încorporarea acestei tehnologii în sectorul educațional sau medical va fi fantastică. Fantastică, dar oare cât de benefică atât timp cât artificialul și virtualul sunt prezentate ca o îmbunătățire a ființei umane, făcându-ne să devenim aproape niște zei. Ne cam jucăm cu focul cunoașterii și întreaga istorie ne demonstrează că odată ajunși în această ipostază, începe și sfârșitul. Miturile despre potop despre Atlantida, despre asta ne avertizează